O instituție școlară fără gard. Am câini maruse, mușcă copilul, mușcă câinii copii din școală. Nu cad cu primăria, nu vine nimeni. Mușcă cățelul meu, mușcă copii. Cu cine calabelea? Cu părintele la copil, da? Și unde ajung? La pușcărie. Aceasta este nemulțumirea bărbatului care parcă s-a lipit de stâlpul de înaltă tensiune, crezând că doar așa se va găsi o soluție pentru problema lui. Bărbatul spune că s-a săturat să tot facă sesizări către administrația locală pentru a le determina să construiască un gard între școală și proprietatea sa. La fața locului au venit câteva echipaje de poliție, jandarmi, dar și pompieri. Bărbatul s-a lăsat convins să coboare de pe stâlp de către jurnaliști. Doamne ferește, Mădălina, știu doi copii acasă și nu... Nu e la mine niciun. De ușor, Mădălina, ușor. Da. Vrei să vii unghiul să te așezi acolo? Nu. Da. Măsuri, să ia măsuri. I-a cerut primarul și a spus că el nu e de la partid, dar romilor, că nu știu ce, că a dat niște saci de ciment, nu mă interesează. Să ia ciment, un gard de 50 de metri, se face numai cu nisip? Nu se face, eu i-am zis. Bag și eu, băgați și dumneavoastră. Rudele bărbatului spun că acesta nu este la prima abatere, s-a mai urcat pe stâlp și cu alte ocazii, amenințând că se aruncă, însă pun totul pe seama problemelor sale psihice. Între școală și sora mea, e o rozoră care nu este gar făcut, e instituție publică și normal ar trebui să se facă, dar domn primar a promis că se face și se va face. Bă, într-adevăr, este și puțin bolnav psihic, are probleme mentale. Deci, practic, ar vrea să fie gardul. Deci asta este situația, da, el vrea neapărat să facă gardul. Familia bărbatului spune că geamurile casei au fost parte de mai multe ori de pietrele aruncate de elevi. În plus, copiii le încalcă zilnic proprietatea. Să vază și domnul primar de ce e stare, în ce situație mi-aduce copilul. Din cauza asta, din cauza gardului. Că nu se face. Dacă pica de acolo? Azi murea. Muream și eu, murea și el pentru un gard. Copiii. Are dreptate să-i facă gardul, că nu... E mama. E mama. E Edilul comunei spune că este la curent cu această situație și promite că până la finalul anului problema se va rezolva prin construcția unui gard. Gardul îl va face primăria, nu îl va face Gavrilă Vasile. Faptul că el s-a urcat pe acest stâlp este un pretext. Ia, a câta oară, Mădălină, te urci pe stâlpul ăsta? Da, ajutați-mă și pe mine cu cime, că îl fac eu, că am făcut împrumul la bancă, îl fac asta eu. Asta e situația. Da, această toamnă vom face gard. Toamna asta. Și dacă mușcă un câinele meu, dacă mușcă, că și reporterul a luat, dacă mușcă un copil, răspundeți dumneavoastră, nu primar. Răspund eu, Mădălină, nu mai te urca pe stâlp. De fiecare dată când s-a urcat pe stâlp în semn de protest, bărbatul a primit amendă pentru tulburarea liniștii publice. La fel s-a întâmplat și de această dată.